De câte ori ați întrebat ce înseamnă strada ta? Acum, etimologia numelor de străzi. Sunt Radu Micu. Dați-ne de veste dacă vreți să documentăm strada altuia. Astăzi, Arad. Între Aradul Nou și Sfânt Nicolaul Mic avem strada Ștefan cel Mare, botezat așa dintr-o greșeală pe care apoi nu și-a mai asumat-o nimeni, încercând să o corecteze. Să o fi făcut Mare Bulevard sau să-i schimbe numele, fiind o stradă mică, Ștefan cel Mare, întortocheată și lipsită de importanță strategică. E degeaba, ar spune mulți, și se numește Ștefan cel Mare. Continuă cumva domol strada Petuniei, care traversează cimitirul și cârmește cu minte, ceea ce domnul Ștefan nu a făcut niciodată în fața liniilor de cale ferată sau a atacat-o a turcilor. Ștefan al III-lea sau Ștefan cel Mare, dacă evocăm supranumele pus de regele Marii Polonii Sigismund, la nici 3 decenii după moartea lui Ștefan, regele Sigismund s-a referit la el ca fiind acel mare Ștefan. A trăit de la 1438 la 1504. A fost domn al Moldovei timp de 47 de ani, cea mai lungă domnie din epoca medievală a țărilor române. Este considerat o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. Aceste calități i-au permis să treacă cu bine peste momentele de criză majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări din interior sau sprijinite din exteriorul țării de îndepărtare a lui de domnie. În timpul domniei sale, Moldova a atins apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Doctorul Mateo Muriano, trimis de Veneția la Suceava în vara lui 1502 spre a acorda asistența medicală principelui moldovean, consemna în raportul său că acesta este un om foarte înțelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supușii săi pentru că este îndurător și drept, veșnic treaz și darnic. Văzut de contemporanii lui europeni ca un șef de stat care a reușit să se mențină la cârma țării atâta amar de vreme, 47 de ani. Pe plan intern, el a simbolizat stabilitatea, continuitatea, dezvoltarea economică, dreptatea, încât la înmormântarea sa în Moldova, jale era că plângea toți pe un părinte al său, consemna Grigore Ureche. Am citat date din breviarul făcut de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Referirile pe care le vom face mai departe despre Ștefan cel Mare când vom hoinări pe strada lui la Timișoara, Deva sau Reșița vor adăuga doar informații, nu le vor mai repeta. Știți că puteți găsi oricând pe site-ul nostru radiotimișoara.ro la categoria Ascultă toate rubricile noastre. Avem și podcast dedicat acestora și mai știu că oamenii locului au memorie bună. Se zice că nu uită și nici nu iartă. De la Marele Ștefan încoace. Vă mulțumim mult! Implicarea dumneavoastră în conținutul acestei rubrici înseamnă enorm. Scrieți-ne la secretariat@radiotimișoara.ro.